La sala de conferințe Ștefan cel Mare a Consiliului Județean Vaslui au avut loc sâmbătă lucrările simpozionului științific transfrontalier de management instituțional pe tema Diseminarea bunelor practici în domeniul managementului instituțional. Organizatorii manifestării educative au fost Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, Consiliul Județean Vaslui și Direcția Generală Educație Strășeni din Republica Moldova. Din zonul cel de moarte, în care te adânciră, barbarii de tirani, barbarii de tirani. Simpozionul științific transfrontalier de management instituțional este rolul unui parteneriat pe care l-am demarat mai bine de un an, împreună cu Direcția Generală Educație Strășeni și în special cu doamna directora acestei direcții, doamna Lucia Caciu-Croșioru, pe care o salutăm și căreia îi urăm sănătate și să ne revedem cu bine într-un viitor cât mai apropiat de momentul acesta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, nu doar pentru prezență, ci sunt sigur pentru o participare cât mai activă în cadrul acestei activități. Este o activitate pe care am gândit-o împreună. Ea, de fapt, vine în continuarea altor proiecte, inițiative, evenimente pe care le-am pus în practică atât noi, cei din Vaslui, cât și colegii noștri din Strășeni și care au bifat tot un simpozion despre management și leadership în domeniul educației, care s-a întâmplat la finalul anului trecut. Apoi alte colaborări, concursuri, olimpiade comune în care au participat cadre didactice, de o parte și de cealaltă a Prutului, și elevi ai instituțiilor de educație din cele două instituții de educație, Direcția Generală Strășeni și Inspectoratul Școlar Vaslui. Așadar, nu suntem la prima faptă pe care o comitem împreună, dimpotrivă, și cred că și astăzi vom avea un eveniment foarte reușit. Urez bine ați venit în sala de ședințe a Consiliului Județean, atât colegilor mei de aici, de acasă, cât și prietenilor de peste fort. Consiliul Județean are un acord de parteneriat pe Raionul Strășeni, am avut și unele finanțări pe Raionul Strășeni, așa cum are un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, din dorința de a pune umărul la educația tinerilor noștri, pentru ca viitorul să sune și altfel. Vă bucur că vă întâlniți aici, în sala de ședințe a Consiliului Județean, și diseminați bune practici, diseminați o problemă reală, bullying-ul, care e o problemă contemporană cu noi, dar și o problemă care vine din trecut și va merge în viitor. Dacă vom lucra mai mult la educație, văzând citatul lui Isaac Asimov, vom putea să nu mai avem un bullying atât de apăsat. Da, deci, cu toate că am, pe ultima sută de metri am fost mișcată în eveniment, mult stimată comunitatea academică, onorată asistență, vă salutăm din inima codrelor Basarabien, Raionul Strășeni. Vă urăm bine v-am găsit și vă mulțumim pentru primirea caldă care ne-ați acordat-o. Vreau să zic că, sau cred că nu există o breaslă profesională care se fie interesată mai mult de creșterea sa profesională decât noi pedagogii, fiindcă materia noastră primă este ceea ce are omenirea mai scumpă, copilul. Și deoarece cunoaștem și știm care este impactul asupra dezvoltării și educării noi generații și din perspectiva noastră, iată, cred că și acest simpozion organizat este încă o dovadă. Sperăm aceste bune practici care vor fi diseminate azi să ne înarmeze, să ne facă mai puternici
și ca copiii noștri să aibă un beneficiu din urma acestui eveniment. Bucură mult faptul că ne întâlnim într-un astfel de loc, într-un astfel de mediu, cu atâtea persoane care se ocupă de actul educativ. După cum bine știți, acum vorbesc ca și reprezentant al autorității locale, Primăria Municipiului Vaslui este un partener în tot ceea ce înseamnă învățământul vasluian. Orice act, orice solicitare din partea dumneavoastră venită către noi, devenim parteneri noastră și dumneavoastră implementați acele proiecte. Ne aflăm astăzi și recunosc. Este un sentiment atât de bucurie, cât și de puțină tristețe, pentru că vorbim cu toții aceeași limbă și pentru că ne-am dorit în suflet să fim cu toții împreună. Dar aici, prin tot ceea ce noi facem, prin toate parteneriatele care ne-au adus aici împreună, prin faptul că de anul trecut am reușit împreună cu dumneavoastră să creăm acțiuni extraordinar de frumoase. Prima acțiune a fost la dumneavoastră, în mediul dumneavoastră academic. A urmat organizarea Olimpiadei, faza regională, la dumneavoastră. Pentru acest lucru vă mulțumim. Vasluiul și Strășeniul au organizat Olimpiada de limba română, în care copiii noștri au primit premii foarte frumoase. Și vă mulțumim și vă felicităm. Timp de mai bine de 3 ore, participanții la eveniment au dezbătut teme de interes actual legate de violența școlară, de parteneriatele dintre școlile din Republica Moldova și județul Vaslui, dar și despre creșterea calității actului educațional. De asemenea, cei prezenți au aflat amănunte și despre proiectele de succes din domeniul educației desfășurate de județul Vaslui în zona transfrontalieră.